Stoltenberg iese și spune că declanșează prealerta nucleară, în sensul că va pregăti focoasele nucleare pentru a ataca Rusia și China. V-am tradus articolul. Pentru cei care mi-ați scris și m-ați întrebat care este vârsta maximă de încorporare, se vor încorpora bărbați între 18 și 30 și 65 de ani, inclusiv. Așa că cine v-a dus după fentă urlând în campanie electorală, vai șoșoacă, vă bagă în război, când, cu tot respectul, l-am auzit azi pe, nici n-am să-i dau numele, că mi-e și scârbă, pentru că fură proprietatea intelectuală al altor oameni, l-am auzit pe un analist că, vai, trebuie încheiată pacea la București, nu ți-e rușine, mă? Și l-am văzut și pe CM Ion, care își anunță candidatura la prezidențiale ca să nu-l dea ei afară din partid. Pentru că e pe tobogan. Că spune, vai, România trebuie să fie neutră. O să vă rog frumos să faceți un exercițiu și de imaginație și de scroll down la live-urile pe care le-am avut în anul 2022, în sfârșitul lui februarie, după începerea războiului, și martie 2022, când pe 8 martie am scos lumea în stradă în Piața Victoriei și, atenție, sunt autoarea primului și unicului memorandum pentru pace, vorbesc de un politic, Neutralitate pentru România, pacea, de la București. Când am făcut turul ambasadelor împreună cu colegii mei, Mihai Lasca, Dumitru Coarnă și, regretatul Dumnezeu să-l odihnească, domnul Francis Tobă,